Un japonez a cărui familie construiește ambarcațiuni de peste două secole și-a orientat afacerea într-o nouă direcție, demonstrând că lemnul se poate folosi la orice. Pentru că fabricantul de șalupe ori iahturi și-a făcut din acest material o bicicletă. Mai exact, a folosit lemnul pentru a face șaua, roțile și cadrul velocipedului. Astfel a vrut să demonstreze că dintr-un buștean se poate construi chiar și o bicicletă, pornind de la ideea că roțile din lemn ale căruțelor sunt încă funcționale. Iar de la design până la finisaj, totul îi aparține. De fapt, tehnica nu diferă prea mult de cea aplicată la embarcațiuni. De exemplu, la realizarea cadrului, lemnul trebuie îndoit uneori până la unghiuri de 90 de grade. Folosește fâșii foarte subțiri din lemn pe care le suprapune lipindu-le între ele, după care supune placa rezultată la căldură și umezeală. Apoi lemnul este îndoit cu o menghină specială. Desigur, fabricarea unei astfel de biciclete necesită o migală comparabilă, poate, cu cea unui artist al porțelanului, pentru că e nevoie de mult timp, chiar și după montare. Scheletul din lemn al bicicletei trebuie să se usuce, să fie finisat și, în ultima etapă, lăcuit. Practic, întregul proces de fabricație durează aproape 3 luni. Dar merită, pentru că o astfel de bicicletă este mai ușoară și mai confortabilă decât una obișnuită. Cadrul ei cântărește cam 2 kg, iar întregul vehicul nu depășește 7 kg. În plus, extrema flexibilitate a lemnului din care sunt făcute și pedalele reduce mult efortul celui care merge cu un astfel de vehicul. O realizare de excepție, spun japonezii, iar vestea i s-a dus până în Europa și de curând bicicleta din lemn a fost prezentată la un târg în Germania, unde a captat atenția publicului.